Președintele Organizației Teritoriale a Formațiunii Politice Pace a fost reținut și este cercetat penal pentru huliganism. Asta după ce aseară l-a stropit cu verde de briliant pe vicepreședintele raionului Sângerei. Tudor Tutunaru a ajuns la spital cu arsuri de gradul 1 și 2 la ochi. Membrii Partidului Politic Pace, condus de Gheorghe Cafcaliuc, l-acuză pe funcționar că s-a vaccinat împotriva COVID-19 din dozele destinate medicilor. Iar liderul partidului, Gheorghe Cafcaliuc, a declarat că este o decizie asumată a partidului și că așa o să pățească toți cei care s-au vaccinat cu serul destinat medicilor. Incidentul s-a întâmplat aseară. Era aproape de ora 18 când la poarta lui Tutunaru au venit trei reprezentanți ai Partidului Pace. Din imaginile postate pe o rețea socială se vede cum un bărbat care poartă vesta Partidului Pace l-a stropit pe Tudor Tutunaru cu verde de briliant. La scurt timp la poarta a ieșit și soția acestuia, care i-a luat la rost pe cei care le-au venit la poartă. Dumneavoastră s-a vaccinat cu vaccină predestinată medicilor. Dumneavoastră sunteți un vicepreședinte de rând care v-ați gândit la fundul dumneavoastră. Cum? Chemăm noi poliție. Cei trei susțin că au recurs la acest gest în semn de protest față de faptul că Tudor Tutunaru, care este vicepreședinte al raionului Sângerei și figurează pe listele platformei DA, s-ar fi vaccinat împotriva COVID-19 cu una dintre dozele destinate medicilor. Din cauza că așa personaje, ca domnul vicepreședinte de raion, Tutunaru, și-a permis să se vaccineze în detrimentul medicilor. Așa lucrul nu este de tolerat. Imediat la fața locului au fost chemați oamenii legii, care au înregistrat cazul. Mașina, noi n-am stropit mașina. Deci, dumnealui, după ce a fost stropit la acțiune, de, am protestat ca o manifestare, el a dat așa cu mâna și s-a aruncat. Noi a fost stropită mașina. Acțiunea de protest a fost comentată și de liderul Partidului Pace, Gheorghe Cafcaliuc, care a declarat că este o decizie asumată a partidului. A îndrăznit, prin abuz de serviciu, să se vaccineze el cu vaccin Pfizer înaintea medicilor și se simte bine mersi. Și lui nu-i pasă că zilnic mor 10 de oameni în Republica Moldova. În replică, în cadrul emisiunii de la TV8, întreabă Ghețu, deputatul PPDA Vasile Anastase a explicat că vicepreședintele Tudor Tutunaru s-a vaccinat cu ultima doză rămasă, după ce au fost imunizați toți medicii din raion. Trebuia să dați cu gaze lacrimogene. Dumneavoastră vă percepeți la chestiile astea din perioada lui Plahotniuc, când ia țilinți cibotele. Domnul Cafcaliuc, luați-vă gentulița și plecați din Republica Moldova, că stați la pușcărie pentru toate porcăriile care le-ați făcut. De faptul, dacă s-a vaccinat domnul Tutunaru și a făcut o corecție sau nu, asta poate să o spună numai justiția. Potrivit deputatei PPDA Arina Spătaru, Tutunaru este internat la spital, iar din cauza soluției cu care a fost stropit, acesta riscă să își piardă vederea. Medicii de la Spitalul Raional Sângerei ne-au confirmat că Tutunaru se află la spital, însă au refuzat să ne ofere detalii despre starea lui de sănătate, iar Tudor Tutunaru nu ne-a răspuns la apeluri. Astăzi, procurorii l-au reținut pe președintele Organizației Teritoriale a Formațiunii Politice Pace, care ar fi stropit victima cu soluție. Acesta este cercetat penal pentru huliganism și riscă până la 5 ani de închisoare. Acțiunea celor din Partidul Pace pare să fie inspirată de la vecinii din Ucraina. Acum 7 ani, un grup de activiști din Ucraina au stropit peste față cu verde de briliant un deputat al Consiliului Regional din Hmelnițk. Ultimul caz de așa gen a avut loc în țara noastră în 2016, atunci când activistul civic Andrei Donică, acum primar la Condrița, l-a stropit pe ministrul finanțelor Octavian Armașu cu o găleată cu lapte, chiar lângă guvern. Oho. Peste 2 ani, activistul a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Andrei Donică consideră că judecătorul i-a încălcat drepturile și asta pentru că a pronunțat sentința a lipsa lui, iar documentul l-a primit prin poștă, după ce a expirat termenul de atac la curtea de apel.